Bună Cristina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și sunt curioasă să te întreb cum ai simțit tu această carte Epoca Viciului. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru oportunitatea de a o fi citit la microfon. Trebuie să spun că mi-a mi plăcut enorm și, ca niciodată, în prima zi când am citit, cred că am trecut de 100 de pagini, de obicei citesc cam 50-70 și nu voiam să plec acasă. Cum am simțit cartea asta? Această carte este cartea anului, din punctul meu de vedere este o carte uh, grea, adâncă, puternică. Este o carte fenomen. Dacă vrei și îmi dai voie să spun asta, și uh, de mult nu n-am mai avut o asemenea experiență citind o carte cum este Epoca viciului. Am fost aici în studio alături de tine și de fiecare dată te vedeam ieșind transfigurată. Ce ce te-a șocat, ce te-a uimit? Ce. Înainte de poveste m-a șocat felul în care este scrisă această carte. E scrisă cu zgârcenie, adică Diptica Pur nu folosește prea multe artificii. Ea este jurnalist la bază și se vede asta. Este o poveste care nu încearcă să te seducă figurile de stil sunt sărace nu le folosește prea mult scriitoarea indiană și din acest motiv ai sentimentul că citești o relatare, că citești un articol de, de ziar în anumite pagini. Este o scritură dură care intră direct în suflet și descoperă Așa ca un chirurg care operează, descoperă emoții și sentimente care explodează la un moment dat, îți explodează în față, pur și simplu. Este o carte dură, de o violență extremă? Nu, nu aș zice că este de o violență extremă, dar da, este pe alocuri dură. A fost vreun punct în care să nu mai poți continua lectura? Au fost două asemenea puncte în care am simțit că mă sufoc și uh, n am să le dezvălui pentru că ar trebui să povestesc acțiunea cărții. Dar m-am ridicat de pe scaun și n-am -am mai putut să continui. Da. Personajele sunt foarte puternic conturate și caracterizate. A fost vreunul dintre ele cu care te-ai identificat? <laughs> Eu? Nu, poate cu jurnalista de nu, nu cred că m-am identificat cu, cu cineva din, din carte. A, e o jurnalistă acolo, sigur că da, dar eu nu văd jurnalismul cum l-a văzut ea. Însă, fiecare personaj are o, un contur foarte bine realizat și relațiile dintre aceste personaje sunt. Cu multe secrete, multe ascunzișuri, nu sunt evidente din primul moment. Te-a dezamăgit vreun moment cartea? Da, la final. La final, pentru că, nu o să spun de ce, n-a fost chiar o dezamăgire, dar aș fi vrut o continuare. Aș fi vrut, aș fi vrut să merg mai departe cu povestea. De fapt, cred că am fost dezamăgită că s-a terminat. Din informațiile pe care le-am găsit pe internet, se pare că va fi o continuare, va fi și un volum 2 și chiar și 3, um, și va fi și o ecranizare a acestui roman. Um, care a fost filmul Cristinei Stănciulescu care se, se declanșa odată cu lectura? Un fel de slam-dog milioner, dar fără quiz. Adică <laughs> Aceeași indie, aceeași sărăcie îngrozitoare, aceeași lipsă de empatie, aceeași exploatare uh, ca în celebrul film. Și cred că și acesta, odată ce va fi ecranizat, pun pariu și aș vrea să se rețină uh, ce spun acum, ca, o, uh, uh, prof, ca un profet <gură> vorbesc, uh, va, va, va primi multe premii și cartea, cred, dar și filmul. Um, a fost un film despre India, acea Indie pe care nu o cunoaștem din turism, acea Indie despre care nu ni se vorbește prea mult, o Indie care calcă pe cadavre uh, pentru a face bani, pentru a uh, prospera uh, nesfârșit. Au fost secvențe în carte în care um, acești reprezentanți ai clasei. Uh, să zic așa, superioare, o clasă bogaților, adevăraților bogați ai Indiei, în um, care își comandau uh, vita pentru cină din Japonia și a venea cu uh, era trimisă cu avionul privat sau uh, um, asemenea excentricități și răsfățuri care ies din definiția normalului pe care îl cunoaștem noi. Au fost momente extraordinare în, în carte. Ce consideri cel mai dificil atunci când narezi o carte? Hmm. Eu sunt un tip de narator care nu se poate desprinde de sine însuși. Nu citesc o carte doar împrumutându-i vocea. împrumut o bună bucată din mine. Um, mi se pare greu la final când rămân epuizată, când nu mai am energie. Dar e și foarte frumos. Vorbitul în fața microfonului nu e cu siguranță ceva nou pentru tine. Care a fost momentul din viață în care ai realizat că vocea ta poate fi una tu? <laughs> una tu? Nu știu dacă am realizat asta vreodată, dar țin minte că eram într-un radio, într-un post de radio și uh, directorul radioului a venit uh, spunându-mi că a călătorit cu un taxi și că șoferul asculta radioul respectiv și a spus o cunosc pe fata asta care vorbește, este superbă, e blondă, are părul lung, ochi albaștri, este absolut extraordinară și directorul i-a spus, știți, eu sunt directorul radioului, n-ați vrea să veniți să o cunoașteți cu adevărat? Și șoferul a spus, nu, fiecare își desena în mintea lui uh, chipul meu pentru că pe vremea aceea despre care pomenesc acum nu exista social media și nici video și se considera că uh, video kills radio stars adică n avei voie uh, cumva chiar era un fel de regulă uh, să apari uh, uh, la televizor sau uh, să apari uh, în materiale video, dacă erai om de radio. Sigur, nu era o regulă scrisă și nici nu era interzis, dar încă se mai păstra uh, misterul. Andrei Gheorghe, cred că l-a sfârșit în momentul în care a ales să uh, apară pe, pe micul ecran. Dacă vrei ca vocea ta să se facă auzită, care consider că este cel mai important punct de începere? Să se facă auzită, din ce punct de vedere, Alexandra? Cum? Um, pur și simplu. ceea ce spui, să înceapă să prindă contur în mintea celor care te ascultă, să treacă granița dincolo de microfonul unui radio sau dincolo de um, sticla ecranului de televizor. Ah, acum înțeleg. Trebuie să. Treacă prin tine, să iasă din tine și să ajungă la cel care te ascultă. Să crezi cu toată convingerea că cel care te ascultă este un om în carne și oase care um, îți primește mesajul și um, el trebuie transmis și delicat, dar și ferm um, și autentic și trebuie să crezi în el. Ca să fie auzit, trebuie să te auzi tu prima dată. Este vreo carte pe care nu ai accepta niciodată să o narezi? Sau nu știu. vreun gen, poate? Nu știu. Probabil că. habar n-am. Nu, nu m-am gândit la asta. Nu, nu, nu cred că există. Nu știu, nu cred. Ai momente în care îți pierzi răbdarea atunci când citești, sau pur și simplu concentrarea dispare, și dacă da, ce faci ca să revii la această stare de. Nu îmi pierd. Sunt un om care își pierde foarte des răbdarea în viața de zi cu zi, însă atunci când sunt la microfon și citesc, nu mai sunt eu sau sunt o, o variantă mai bună a mea și nu, nu îmi pierd răbdarea. Mă duc cu totul în poveste și accept ceea ce scriitorul îmi spune să fac. Cui ai recomanda această carte? tuturor. Este o carte pentru toată lumea. Este o carte despre iubire, despre trădare, despre bani, foarte mulți bani, despre sărăcie, foarte lucie sărăcie, despre exploatare, despre sclavagism, despre răpire, despre mizerie, despre bucurie, despre o oh, doamnă, despre familie, despre relațiile umane. E o carte Extraordinar de complexă. Trecem la o serie de întrebări scurte, și îți propun să, să ne jucăm puțin. Um, Mi-ar plăcea dacă ai găsi un sentiment cu care ar putea fi asociată această carte. Un sentiment. Um, un sentiment cu care să fie asociată această carte. O teamă o teamă plină de curiozitate. Interesant. Un gust? Mm, mirodenile de Indie acum. <laughs> o culoare? Roșu. Un miros sau o aromă? Parfumurile sălbatice ale Indiei. Și un sunet? Un sunet de... de pădure de vânt printre crengi. Um, un sunet al vântului care odată auzit, așa, îți creează o stare de așteptare, dar amestecată cu tot felul de alte gânduri. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și pentru că ți-ai făcut timp să vii la noi și sperăm ca oamenii să asculte cartea și să se bucure de această experiență Și pentru eu îmi doresc că e o foarte experiență mult. și eu îmi doresc foarte mult, mulțumesc mulțumesc Mul. și eu